pușar în copilărie, actorele cunosc la maturitate. Actorul rolurilor simple, dar nu a rolurilor mici. Așa era și este perceput Ion Arachelo de către colegii de breaslă și de o bună parte a oamenilor din domeniu. Un destin brăzdat de spectacole de comedie, de energie pozitivă consumată pe scenele teatrului și pe platourile de filmare. Îl caracterizează modestie exagerată pe care actorul Ion Arachelo o neagă, dar e atât de evidentă. Nimic mai sus ca scena, nici măcar viața, pentru că dacă i s-ar mai da una, ar fi tot actor. Grea e viața de actor. Circulă o asemenea sintagmă pe întreg spațiul românesc, încercând să scoată la că viața de actor e o viață foarte frumoasă. Mai mult ca atât, iată, dacă ar fi să